de des faceți duș? În fiecare zi? De câteva ori pe săptămână? Mulți nu suportă acel sentiment de piele care se strânge, așa că nu se spală în fiecare zi. Credeți că este greșit? Chiar deloc! Începând cu anul 1880, băile au devenit din ce în ce mai populare. Mulți din înalta societate alegeau să se împăieze des. Bine, des însemna o dată pe săptămână. Începând cu al doilea război mondial, au devenit și mai populare, iar azi mulți dintre noi fac duș chiar și de mai multe ori pe zi. Este necesar sau este mai mult dictat de societate decât de igienă? Suntem cu toții diferiți, dar pielea tuturor oamenilor este formată la fel, prin mai multe straturi, epidermul, dermul și hipodermul. În epidermă, stratum corneum este prima linie de apărare a pielii. Ține bacteriile și invadatorii virali afară și umiditatea înăuntru. Pielea produce dermicidină, o substanță cu proprietăți antibiotice. De asemenea, pe piele trăiesc și bacterii bune care ne ajută să luptăm împotriva altor tipuri de invadatori. De aceea este bine să te speli cu săpun antibacterial doar dacă ai avut contact cu oameni bolnavi și atunci este necesar. Dușul, mai ales cel cu apă fierbinte, îți vor distruge acest mecanism de apărare a corpului. Dușurile zilnice totale, mai ales cu utilizarea de săpunuri lichide, sunt mai degrabă periculoase pentru sănătate. Este perturbat echilibrul acido-basic al țesuturilor pielii, care se usucă. Iar în același timp este distrus stratul natural de grăsime, care protejează pielea de bacterii și micoze. Cercetătorii au ajuns la concluzia că pentru menținerea sănătății este necesar să faci duș doar de 2 ori pe săptămână, iar spălările zilnice trebuie să fie unele locale. Bineînțeles, nu este o regulă generală. Unii oameni sunt mai activi decât ceilalți, profilul de bacterie al unora îi face să miroase mai puternic. Deci, ca să-ți dai seama de câte ori trebuie să te speli pe săptămână, nu trebuie decât să experimentezi. Fii și tu om de știință al propriului tău corp.